Da, continuăm, doamnelor și domnilor, emisiunea raportul de seară cu partea a treia și ultima. În platou se află domnul Bogdan Loghi, în primarul municipiului Rădăuți. Presa locală a constatat două chestiuni în data de 10 decembrie. Da? Un computer-tomograf pentru spital da. și care e povestea cu insula de la Lac? Da. Cu computerul tomograf, este unul din obiectele care urmează să vină la Spitalul Municipal Rădăuți. Este unul dintre cele mai mari proiecte pe fonduri europene, întreg proiectul, pentru că nu vorbim doar de acest da, da. computer, peste aproape de 9 milioane de, de euro, care vor ajunge la Spitalul Municipal Rădăuți prin diferite obiective. Ne bucurăm de acest lucru și în completare vom dori să venim cu acel spital de infecțioase la care nu a renunțat și am muncit non-stop până astăzi. Sunt depuse toate documentațiile și așteptăm să fie făcut în spate. Știți foarte bine că a fost discuții și pe această temă că nu am vrut să facem acel spital. Da, da. Bun, acum vom face un spital cu adevărat înalt și funcțional pentru că l-am gândit foarte inteligent, zic eu. Acest spital, datorită locului, în care singurul loc în care puteam să-l amplasăm în spatele spitalului mare, are formă de L. El va putea fi închis la jumătate și folosit pe toate nivelurile, ca și Covid sau dacă este nevoie, 80 de paturi, acele 80 de paturi ar trebui să fie folosite pe tot spitalul. Deci el poate fi, va, fi, va putea fi folosit în întregime pentru că are culoare da. separate, segmente Aha. separate, exact ca la spitalul da. municipal de la Suceava și uh, sursa de oxigen să ajungă pentru ca toate paturile să fie funcționale și cu surse de oxigen pentru că trebuie să învățăm din, din ce s-a da. greșit sau s-a omis. Și am toate, toată încrederea că acest uh, proiect depus la CNI și aflat pe lista sinteză va chiar va fi acceptat mm -hmm. de CNI și îl, îl vom avea la Spitalul Municipal Rădăuți, pe care mi-l doresc în final să ajung în un spital de urgență cu o curte interioară mare și Sunteți cu în autofinanțări. Sunteți Deocamdată în grafic de aceste sunt... demersuri legate de spital? de Da, da, s-a muncit non-stop pentru avize, pentru documentație, pentru tot ceea ce este necesar și eu sunt mulțumit de, mm -hmm. de faptul că am ajuns la sfârșitul anului cu documentația în această zonă. Cu insula lacului, da. este, eu când am ajuns la primărie în 2015, la 34 de ani, am văzut că este un excedent de 9.234.000 de lei, că țin minte exact cât bani erau acolo, bani rămași prin faptul că nu a fost o donator de credite și nu s-au cheltuit. Ei trebuiau să meargă normal în zona aia de investiții și atunci am spus, domnule, este ceva istoric, haideți să schimbăm municipiul Rădăuți și am chemat trei arhitecți mari din municipiul Rădăuți și am spus ca prioritate, eu nu știam toate de dedesubturile pentru că eram venit efectiv de acasă, nu știam nimic ce se întâmplă la primăria Rădăuți. Ca obiectiv principal a fost într-adevăr statuia lui Bogdan, întâi din fața mănăstirii Bogdana și al doilea mi-am dorit foarte mult să fie lacul. Uh -huh. da? Când am văzut ce probleme juridice sunt, era clar că nu mai apucam eu un 8 luni de zile să demarez ceva pentru că eu știam că nu vreau să mai candidez uh, în acel moment și da, zic da. nu intru. Și atunci a fost uh, parcul lui Bogdan I din fața mănăstirii Bogdana, uh, a fost uh, partea vestică alea din partea vestică a parcului uh, de la flacăra, dar uh, acolo ne am oprit pentru că intrăm cu alte proiecte și esplanada din fața băncilor respective da. din zona centrală. Da. Am reușit să venim cu proiectul, să-l fac la acel moment, să mă da. ocup de proiectul de la statuie de care m-am ocupat de la cap la coadă și de acest proiect cu Esplanada. Cu proiectul cu Esplanada l-am ajuns pe axa numărul 13 pe fondurile europene care am ieșit public și am spus că am reușit să o deblochez și accesăm aceste fonduri. Pe această cale vreau să mai aduc încă o dată aminte rădăuțenilor pentru că se imită anumite ipoteze că, cum că nu sunt eu vinovat pentru accesarea acestor fonduri pentru că proiectul este depus mai de mult. Dacă ar fi avut încredere fostul primar că el va fi accesat, nu retrăgea din acest proiect drumuri de 1.600.000 de euro. Deci rădăuțenii, prin faptul că fostul primar nu a avut încredere că acest proiect va trece vreodată și a rătras acele drumuri de 1.600.000 de euro, ne a văzut enorm pentru că sunt drumuri care le vedem cum ar fi Bogdan Vodă, Dobrogeanu Gherea care sunt deja asfaltate din buget local, da. care ar fi trebuit să fie din fonduri europene, da. da păcat. Și Alexandru cu parcul de la Alexandru Sahia, s-a reușit, am reușit să câștigăm în instanță. Aici vreau să o spun pentru ca să nu apară divergențe să deci primăria a colaborat și cu ONG-ul Rădăuțul Civic, da? Da. Ei au mers foarte mult pe partea de cadastru, de tot ce înseamnă carte funciară, s-au deblocat anumite lucruri acolo că erau neclare, care ar trebui să fie clare în primăria Rădăuți, că asta trebuie să o recunoaștem. Dar cu echipa tânără, în speț, serviciul juridic al primăriei Rădăuți cu secretarul și cu Rădăuțul Civic, am reușit să câștigăm în instanță inclusiv și ceea ce ținea efectiv de insulă, pentru că am câștigat și luciu de apă inițial. Da, da. Acum. Ca și proiect al meu, și o spun la dumneavoastră în premieră, și mulțumesc că ați adus mă rog, aminte. Voi veni în fața rădăuțenilor anul viitor cu un proiect aflat în dezbatere publică, pentru că vreau efectiv să văd ce gândesc rădăuțenii. Dar eu mi-am dorit foarte mult ca acest parc să se numească Parcul Tineretului, pentru că toți tinerii, acolo era locul de întâlnire a, a, a liceenilor de la Industrial cu cei de la Hrumuzaki. Eu eram uh -huh. la Industrial și prietena mea, prima uh -huh. mea prietenă era de la Hrumuzaki și totdeauna ne întâlneam la lac. Uh -huh. Deci acel a, parc e, întotdeauna a fost al tinerilor. Deja am făcut un complex de bare modern acolo pentru tracțiuni și exerciții fizice. Mi-aș dori ca în acest proiect să arate de felul următor. Să lărgesc lacul, mărimea, suprafața lacului, da. până la diferența de nivel, pentru că acolo este diferența de nivel la rădăuțul și este destul de vizibilă. Să captăm anumite izvoare și să dăm drumul ca într-o cascadă să se reverse în acest lac. Să găsim toate soluțiile necesare prin fonduri, bineînțeles, pentru că din bugetul local este puțin mai complicat să facem în așa fel încât lacul să fie lac, adică chiar să se poată merge cu acele bărcuțe cum se mergea odată. Mai mult decât atât îmi doresc ca, pentru că am vorbit cu anumiți antreprenori din municipiu și investitori din municipiul Rădăuți și au spus, ă, deci știu că aveți o problemă. Proprietarul cere o sumă de bani. Faceți și voi evaluare, treceți o prin Consiliul Local și eu sunt deja dispus să plătesc o sumă destul de mare pentru răscumpărarea acelei clădiri. Eu voi deschide în acest sens un demers, și toți care vor să sponsorizeze în acest sens primăria pentru a cumpăra, vom face demersurile să o cumpărăm și voi fi primul călare pe buldozerul care va demola acea clădire. Uh -huh. Ca să o redăm exact în imaginea care a fost odată și să o redăm rădăuțenilor exact așa cum își doresc. Ca să nu mai spun că, după exemplu din vecini, voi dori ca în toți acei copaci, cât este lacul de mare, să facem un traseu prin copaci, la fel cum este la Gura Humorului, Gura Humorului știți foarte da, bine, ca toți cei tineri sau cei uh, care sunt uh, doritori de așa ceva să poată uh -huh. avea și acest obiect de activitate. Bun, atunci succes! Cum a Mulțumesc. fost acest prim an, din punct de vedere investițional? Mă refer mai întâi la infrastructură. Din punct de vedere... Al infrastructurii și al investițiilor da. stăm foarte bine. Eu am făcut acea prezentare da, pe făcut care am deci mulțumit tuturor, de cum... foarte mulțumit, în condițiile în care am fost în, în plină schimbare a organigramei cu funcționarii care erau normal că erau da. mai mulțumiți, mai puțin mulțumiți. S-au asfaltat aproape 5 km de drumuri. Din păcate, am avut și probleme cu un constructor care nu au asfaltat de cea mai bună calitate, dar vor trebui să remedieze și am avut discuții în acest sens, ca pe viitor să nu se mai întâmple, pentru că acest constructor are, este contractat pentru un proiect multianual. Deci, cu alte cuvinte, bani care vor mai veni în direcția asfaltărilor pentru acest constructor va trebui să le facem și am atenționat că este ultima dată când mai permit așa ceva și să fie foarte atenți. Chiar nu mă interesează problemele lor în stații sau în alte părți care sunt, dar așa ceva nu trebuie să se mai întâmple în Rădăuți. Un alt punct foarte interesant pentru Rădăuți este zona sponsorizărilor, care trebuie să fim corecți toți și să, să realizăm că ele vin în momentul în care Administrația merge probabil într-o direcție corectă de transparență și de dezvoltare. Nimeni nu vine alături de o administrație care este opacă și care, după care nu se vede nimic. Ori în acest an, îmbrăcând ceea ce a spus dumneavoastră, văzându-se atât de multe lucruri că s-au făcut, da, au venit și investitori alături de noi și au fost sponsorizări de peste aproape, aproape 700.000 de euro. 700 de aproape de, euro. de 700 de, de euro. Aici principalul sponsor este, și le mulțumesc pe această cale, firma Eger, care da. uh, mi-au făcut așa Ce un calcul. Da. Au sponsorizat undeva la 511.000 de euro numai firma Eger. Uh -huh. S-au făcut săl de clasă, au fost bani, deci banii care erau inițial pentru acel spital, uh, ca să nu-i da. pierdem, i-am redirecționat pentru etajul 1 la chirurgia ortopedică ca să închidem acel etaj. Că. Mai rămâne bloc operator, dar încă arată bine. Dar în acest moment, când va fi finalizat și acel sector, etajul 1 va arăta extraordinar de bine pentru că ati este deja făcut. Sunt zone care au intervenit și chiar mă bucur că sunt foarte flexibili. Când i am prezentat acest proiect minunat care chiar vă invit în Rădăuț să vedeți ce frumos arată Bogdan Vod acum cu acei stâlpi și cum i-am ornat pentru sărbători, au venit imediat în sprijinul nostru. Deci nu a trebuit foarte mult. Când au văzut proiectul 3D și fișele, imediat au venit alături de noi ca să participe. Deci sfera lor a fost, nu a fost una în care spui domnule, mă ocup numai de educație și asta este. Când au văzut că se poate face ceva bine, fie că este educație, fie că este Sistemul medical, sanitar, da. fie că este ceva frumos cultural, pentru că până la urmă Bogdan Vod este, este sau va fi centru cultural în aer liber al municipiului Răduți. Acolo se vor desfășura foarte multe activități. Acolo vom aduce muzeul în mijlocul oamenilor, vom aduce toate, toată cultura în mijlocul oamenilor. Da. Vă spun că avem și niște băni speciale cu care vom interveni în primăvară, noi le avem deja făcute din spate vom extrage efectiv dacă vrem să ne să citim sau să facem ceva și vor fi așa ca niște biblioteci în aer liber. Deci va fi ceva chiar interesant da. și vă așteptăm cu drag la, la Rădăuți să vedeți acest lucru. Da, vom ajunge cu siguranță. Vă întreb acum legat de educație, ce pași s-au mai făcut? Pentru școli, eu știu, modernizări, da. în acest an... pentru, ce gândiți? Pe, pentru pe școli în se întâmplă modernizări foarte importante și mă bucur că lucrurile dau roade până la capăt. Și aici revin din nou la... Am vorbit cu doamna director de la Eger, doamna Chifan, care am o relație foarte bună pentru că, nu știu, în viziuni, în toate ne, ne, ne copetăm extraordinar de bine. Și am spus în felul următor, pentru că ei aveau așa, se uitau, așteptau răspunsul din partea primăriei. Cu siguranță au mai venit și alte dăți, alți primari, dar lovindu-se de o indiferență sau de... O, o indiferență, că termenul da. este foarte corect, mai se făceau proiecte, mai nu se făceau, asta este. Eu am spus de la început că nu mă interesează ca să treacă numai decât prin primărie ca sponsorizare. Dacă se găsește o formă prin care o școală poate să uh, se dezvolte direct cu achizițiile lor, pentru că sunt foarte da. buni pe achiziții, nu are rost să ne încărcăm noi pe primărie. Bineînțeles că majoritatea primarilor și-ar fi dorit ca acești bani să treacă prin primărie și asta cred că mă înțelegeți foarte bine ce spun. Dar eu am spus că pe mine nu mă interesează decât să văd că toate lucrurile se dezvoltă. Drept dovadă, chiar astăzi în ședința de Consiliu Local a fost făcută o rectificare pentru că școala gimnazială Bogdan Vodă, unde este director un, un tânăr excepțional pe nume Radu Munteanu și care se dedică trup și suflet pentru învățământ, sport și educație, în discuțiile pe care le-am avut împreună cu, cu Egeru, vor primi în jur de 150.000 de euro pentru dotări la, la de clasă și așa mai departe. Din câte știu, cred că peste 8 săl de clasă și alte lucruri vor fi făcute efectiv cu bani direcționați către Asociația de Părinți ca lucrurile să se întâmple. Da. Eu mă uit în foile cu angajamentele dumneavoastră de anul trecut din campania la alegerile de anul trecut. Iluminatul public, și aici v-ați dorit da. o modernizare, o dezvoltare a infrastructurii. Da. da. La iluminat public am intervenit cu acei stâlpi și cu led pe străzi cum ar fi importante, Bogdan Vodă, da. strada Putnei, pe zona 1 Mai și în alte locații. Pe zona de conectivitate și mobilitate urbană am intervenit foarte, foarte puternic prin acele benzi la dreapta și intersecții cu bandă la dreapta la Profi, dar și cele de la Calea Ferată, respectiv strada Bogdan Vodă-Piața Unirii, Piața Unirii-Calea Bucovinei, care au descongestionat traficul și chiar am primit mulțumiri în acest sens pentru că dimineața nu mai există acele, acele blocaje. Lucrurile vor continua. Noi am atins foarte multe puncte acolo. Nu am putut să ating punctele pentru că, prin organigramă, procedura fiind greoaie, nu am reușit să ajungem cu suplimentare de posturi în zona urbanist, direcția tehnică, ca să grăbim mai mult da. eliberarea documentelor. Dar să știți că ele se eliberează mult mai rapid decât se eliberau altă dată, și acel ghișeu în care cineva sună cetățeanul și nu mai anunță să vină să ia documentele, chiar face minuni. Și v-am spus că prima dată când au fost sunați credeau că este o farsă. Deci nu credeau că este de la primăria Rădăuți, credeau că cineva se ocupă de, de farse în acest sens. Da. Lucrurile vor sta și mai bine, dar uh, momentan uh, eu zic că este în regulă. Și dacă sunt reclamații, încă o dată Facebook-ul meu este deschis și ușa mea este deschisă pentru a reglementa aceste situații în orice domenie, domenii da. ce țin de primăria Rădăuți. La punctul nou aveți sistematizarea zonei centrale, refacerea clădirilor da. din centrul vechi. Iată, domnul primar de la Câmpul Moldovenesc, domnul Negură, a reușit să facă lucruri bune, cu da. eforturi, evident, da. cu pe bani europeni. Deși, la Deși este foarte eu am încercat prin toate complex? este complicat dintr un singur punct de vedere. Este complicat pentru că spațiile de la parter sunt cumpărate, sunt spații private. Ori în acest moment m-am interesat nu numai de la fonduri europene care știam că da, este da. aproape imposibil, este la... imposibil, inclusiv la CNI. M-am da. interesat. Prin vorba de gă... Nu, trebuie să arăți că ești proprietar pe, pe toată clădirea. Deocamdată, poate în legislație, pe fonduri guvernamentale interne, se va mai schimba ceva, având în vedere aceste lucruri. Da. Dar eu vă spun că deja am luat măsuri și am bugetat și deja la patru la clădirea principală, da. deci cea vis-a-vis de sediul actual al judecătoriei vechi, mă refer la da, da. cel nou. Da se va lucra la, la acoperiș, se vor schimba, se vor lega toate țiglele, se vor înlocui cele vechi, iar turla care stă să cadă va fi consolidată pentru, pentru a nu avea ferească Dumnezeu anumite probleme. Am ținut foarte mult că acea turlă, am schimbat proiectul acolo pentru că era cu tablă. M-am urcat pe o clădire și când m-am uitat în drept și era tur la cu turlele catedralei, păi nu se poate alea cu cupru și astea cu tablă zincat. Și atunci am spus să fie îmbrăcate în cuplu și acestea, că face lucruri care vor rămâne sute de ani da. de acum încolo. Da. Am atins noi acest subiect, dar tangențial, prima parte, când vorbeam despre căldură și așa mai departe, cu refacerea, cu reabilitarea termică a fațadelor blocurilor. E greu. Legislația există, dar... Există Rădăuțul, și o participație, da, o participare da, financiară da. a proprietarilor Rădouțu mai... din păcate are o experiență urâtă în acest sens. Pe vremea domnului Olorean nu este că este vina lui, da, pentru că nu, nu dau da, vina da. pe domnul Olorean, să nu se înțeleagă greșit. Fiind un proces de mai complicat, nu s-au făcut recepții la timp, nu s-au încasat sumele de la persoanele fizice și au existat da, da, da. anumite litigi în acest sens care au complicat foarte mult lucrurile. Da. Adică, cum să vă spun, noi trebuie să accesăm Că toate participă fondurile. Guvern, da. participă primăria. Sunt cote părți. Da. Guvern, primărie și, și persoanele, proprietar. proprietarul. Da. Este o procedură mai complicată. Acum, având atâtea probleme, sincer, nu am vrut să mă arunc direct într-o problemă complicată. Am vrut da, să le iau pe rând. La fel, fac o paralelă, cum s-au plătit penalitățile la rând, știți? <laughs> Facturile da, să nu adune penalități dar vreau să vă spun că începând de Dureros anul viitor, cred că e groaznic, am, de, începând de anul viitor vom accesa și această comisie pe care o avem de inventariere și de observarea tuturor fațadelor și grădinilor lăsate în paragină. Noi, noi deja am făcut demersul în acest sens, dar vom continua mai, mai profund pentru că avem în Consiliul Local de ceva ani rubrica în care vor fi impozitați cu 500% cei care nu-și refac fațadele după un tipar stabilit de Consiliul Local până la urmă, că nu pot să facă fiecare ce dorește, zic pe zona centrală. Da. Noi deja Să produceți neplăceri, dar... Pentru a nu fi până la urmă trași de urechi de rădăuțeni că noi cerem, dar noi nu facem. Deja am făcut și am inițiat și am direcționat bani în acest sens și am început să reabilităm clădiri pe zona centrală. Chiar pe Ștefan cel Mare, Primăria Municipiului Rădăuți a reabilitat deja o clădire așa cum ar trebui să reabiliteze toți. Și vom veni în dezbatere publică, îi voi chema la primărie încă o dată, îi voi ruga Că numai împreună și cu un efort comun vom putea realiza ceva pentru municipiul nostru. Da, mai avem două minute până la finalul emisiunii. Proiecte pe anul viitor pe CNI, pe Programul Național de Investiții? Sigur, avem pe CNI și acest spital da, care este da. pe lista sinteză. La fel este un proiect foarte important, o sală polivalentă a sportului, cu 180 de locuri în tribună, care este depusă da. de ceva timp. Prioritatea, bineînțeles, că este spitalul, pentru da. că Bine este sursă de venit până la urmă și foarte importantă, dar noi mergem pe amândouă obiective, că nu avem nicio problemă. Faptul că Angel Salini este în viață și viguros, da. am retras proiectele care erau pe drumuri și le-am depus pe Angel Salini, deci pe da. anumite drumuri care au fost plimbate prin pnd uri fsi uri FDI-uri, că mă doare capul de câte ori le-am povestit pe la rădăuțeni. Și am mai depus un, un proiect foarte mare pe apă canal, tot pe Angel Salini, pentru că am identificat zonele care au fost scoase din proiectul acetului și am intervenit cu completări noi pe proiectul Angel Salini ca să fie un oraș complet din acest punct de vedere. Nu vă mai spun pe axa 13 că este deblocată. Galul la fel, da. că suntem în contactare, că anumite am primit informare că pe zona Dumur vom primi finanțarea undeva prin martie, numai bine după ce va trece bugetul. Deci, din punctul acesta de vedere, noi ne-am făcut treaba cu vârf și îndesat. Deci, năvotul l-am întins. Da. Acum urmează să, să muncim în continuare, pentru că în implementare practic este mai greu. Avem da. termene pentru implementare și acolo nu te joci, trebuie să funcționeze totul ca la carte. Eu sunt foarte mulțumit de ce am da. muncit anul acesta și sunt încrezător. Dacă nu ar fi fost problema cu încălzirea și cu restanțele acestea la gaz, era un mandat super, super, super din punctul meu de vedere. Da. Bugetul tot pe scurt, pe anul viitor? Bugetul ziți, pe anul an... viitor nu pot să vă spun acum pentru nu, că da, dar majoritatea nu lui... lui, majoritatea bugetului va fi format, chiar vorbeam cu domnul Silviu Ursescu, directorul economic al primăriei municipiului Rădăuți, noi avem foarte multe proiecte, multe anuale. Și acele da. proiecte multianuale, fiind proiecte importante, vor ca o parte importantă din buget. Deci, da. foarte mult în afară de acele proiecte da. multianuale, nu știu ce va fi. Mai ales că vom avea nevoie de cofinanțări, că vom da. merge pe zona accesării de fonduri europene. Un gând pentru concetățenii noastre, pentru că ne apropiem și de sărbători. Eu, anul. deși suntem foarte uzați așa la sfârșit da. de an, sunt bucuros și vreau să împărtășesc și cu ei acest lucru că fac parte dintr-o echipă extraordinar de, de frumoasă și puternică, cum este cea a Partidului Național Liberal, cu domnul președinte Gheorghe Futur, care a ajuns la un nivel și face o 500 CV cu nu știu cine va mai face cândva. În același timp, că ne înțeleg, pentru că majoritatea rădăuțelor ne înțeleg, sunt și ne nemulțumiți, dar majoritatea ne înțeleg, sunt alături de noi și nu îmi doresc decât să ne dea Dumnezeu putere, sănătate și forța să trecem peste toate greutățile până la urmă și mă aduc aminte anul trecut, prin ce am trecut în seara de Revelion și chiar voi fi în seara de Revelion alături de, de cadrele medicale acolo, să ne dea Dumnezeu putere la toți să, să ne vedem sănătoși anul viitor. Asta este cel mai important. Vă păi, mulțumesc pentru participare. Succes. Mulțumesc și dumneavoastră. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor. mai bine!